Dar l-am întrebat și asta, la care omul s-a blocat așa un pic pentru câteva secunde și mi-am dat și o seama ce prostie am putut să întreb. Salutare, dragi mei prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Suntem pe rpg2.bizon.ro de pe contul lui Xanix, un cont care a fost preluat foarte, foarte repede. Mii de scuze că nu m-am uitat pe listă să vedem dacă cineva mai are un cont de taxi. Chiar acum când am deschis filmarea m-am gândit, bă, dar stai puțin că poate cineva mai are un cont de taxi pe listă la mine, pe lista cu conturile voastre și poate are rang mai mare. Dar însă acum zău că nu mai stau să schimb contul, suntem pe contul lui Xanix. Mulțumesc foarte mult, Xanix, mi-ai dat contul. Un cont care a fost preluat cei drept destul de repede, m-a rugat THC să-i spun că am început. Cei drept un cont care a fost preluat destul de repede, anume faptul că... Fare 1, gata. Anume faptul că mi-a dat contul acum câteva ore și mi-a spus, frate, vreau să filmez, pentru că aveam chef de taxi și am uitat complet de cele care... de conturile care încă mai erau aici în așteptare, dar sperăm că nu se supără nimeni. Și în momentul de față, la tricou AC/DC, tricoul meu frumos, pe care îl prețuiesc foarte mult și îl folosesc pentru filmările cu voi. Bine, și pentru orele online uneori. Hai să vorbim un pic despre ceea ce aș vrea să vorbesc astăzi. Cei de nu am avut mari idei pentru episodul de astăzi, însă vă uitați la canalul La Povești cu Jimmy, cred că n-ai cum să nu știi pe Jimmy, La Povești cu Jimmy, n-ai cum, efectiv, decât dacă trăiești într-o grotă ceva, să-ți fac și eu părul, că nu l-am făcut deloc înainte să intru pe clip cu voi și poate cine știe, mă să uită și vreo fată pe aici, așa, perfect, bun, în fine... În momentul de față, așa, bun, La Povești cu Jimmy, ziceam. La Povești cu Jimmy, știți cu toții, canalul n-ai cum să nu știi La Povești cu Jimmy, după cum am spus, decât dacă trăiești într-o grotă sau sub o piatră. Sau pentru cei care chiar nu știți La Povești cu Jimmy și nu trăiești sub o grotă sau sub o piatră, La Povești cu Jimmy este un canal de YouTube unde se spun povești, dar cel mai bine intrați voi acolo și vedeți despre ceea ce vă vorbesc eu acum. Așa mă simt eu acum că vreau să vă spun o poveste, anume o poveste pe care tot am amintit-o de-a lungul a vreo 400 de episoade și nu mă înșel când spun 400 de episoade, vreo 350-400 de episoade, o poveste pe care am ținut-o acolo în capul meu și n-am vrut să iasă la iveală mai niciodată, însă el la un moment dat la un interviu lider, acum o să ne întoarce puțin în timp când eram eu admin 4 și dădeam interviuri pentru funcția de lider, și bineînțeles că am pus și eu câteva întrebări destul de aiurea pe acolo. Hai să vă spun mai întâi cum să desfășurau aceste interviuri lider. După ce candidatul era luat la teste lider, între ghilimele, interviu lider de către adminul 4, trebuia să susținem un interviu cu acesta prin care noi să-l cunoaștem. Repet, în regulamentele de admin nu scria nicăieri ce trebuie să-l întreb la interviu, ce anume trebuie să faci la interviu, ci că doar trebuie să-l cunoști, să vezi dacă știi regulamentele serverului și, bineînțeles, regulamentul liderilor. Ce-i drept la partea cu... să-l cunoști pe el, pe omul respectiv, eu mă jucam mai mult decât trebuia cu întrebările. Și ajungeam la niște întrebări mie, care îmi place să vorbesc și fiind la facultate de comunicare, acum mie dintotdeauna mi-a plăcut să discut cu oamenii, să vorbesc și să interacționez destul de mult. Pe mine mă ducea un pic valul și ajungeam să pun niște întrebări la care dacă mă gândesc acum, zău, eu nu mi-aș fi dat un răspuns mie însumi. Puneam niște întrebări ca să vă dați seama, începeam de la cum te numești și de pe unde ești, din ce localitate ești, până la cât de bună e măta sau ceva genul ăsta. Stați, înainte să dați dislike videoclipului sau să faceți ceva nasol pentru că am spus chestia asta, nu este așa cum pare, deci nu am pus întrebarea asta picată din cer. Dar există un dar foarte mare aici. Salut, unde? Opa, colegul meu din National Guard. Ia să vedem, primărie și înapoi, te rog. Nu se poate, e fraudare. Apropo, sunt Swift pe cont, pe cont, salut colegul. Așa, ba nu, lol, ce-o fi frate, aia e. Stai, așa, hai să-l ducem înapoi. De fapt, cred că poate schimbe locația de două ori. În fine, dacă vrea primărie, înapoi, așa. Bun, da. Hai să vă spun cum a fost asta. Ne-am luat la interviu pe un lider, dacă țin bine minte, era vorba de liderul Platinum.exe la Level School Instructor și cred că așa a fost. Când l-am păcălit că nu-i dau liderul și după i-am dat liderul, neapărat a fost așa când îl lăsă, îmi scrii pe FB. Bun. L-am luat la interviu lider,
totul a mers perfect în primele minute. L-am întrebat de unde e, cât țin are, toate întrebările standard. Și după, nu știu cum ajung eu, dacă are frat, surori, mi-a spus parcă că are un frate sau ceva. Cum te înțelegi cu el? Plecați în excurs. Nu știu, am ajuns să vorbim de excursii, de altele, din câte țin eu minte acum. Am ajuns să vorbim de cum te înțelegi tu cu părinții tăi. Dar asta e o întrebare bună, pentru ca să-mi dau seama cum gândește și cum vede oamenii mari de lângă el. Gen, eu aveam în cap, frate, ca la interviu de angajare. Voiam să pun în practică tot arsenalul de întrebări, astfel încât să mă pregătesc oarecum și pentru comunicarea ce avea să vină la facultatea de jurnalism unde sunt acum, unde trebuie să pui cât mai multe întrebări și relevante. Ce-i drept, am ajuns și la întrebarea cum te înțelegi cu mama, cu tata, și la un moment dat l-am întrebat de ce calități vezi la maică-ta, cât de bună este ceea ce face, nu știu, m-am gândit la job, la altele, să-mi descrie activitatea profesională, să văd cum vorbește despre ceea ce, în ceea ce profesează maică-sa. Nu mă întrebați în ce mi-a venit în cap în momentul ăla, ce drept era foarte târziu atunci, cred că era vreo 8-9, da, ora e târzie pentru mine atunci când dădeam interviuri, pentru că după trebuia să fac și videoclipul și bineînțeles că n-avea nimeni chef de niciun videoclip la ora respectivă, dar l-am întrebat și asta, la care omul s-a blocat așa un pic pentru câteva secunde și mi-am dat și-o seama ce prostie am putut să întreb la un interviu lider. Cât de bună e măta? Așa ceva să te vede la interviu lider? Bine, n-a fost chiar cât de bună, mă, dar ați înțeles și voi că întrebarea de fapt avea o cu totul altă conotație dacă stăteai să te gândești dintr-o altă perspectivă. Omul s-a blocat un pic și zice, da, mă, adică a fost, bine, mi-a răspuns la întrebare, nu mai știu exact să vă spun acum ce mi-a spus, că nu mai țin minte, la naiba, au trecut ani de atunci. Însă omul cinet a răspuns și după pe server. De fiecare dată când mai luam la interviu câte un jucător pentru diferite funcții, helper, chiar și helper sau leader, salut, unde? Asta de unde? Toată lumea să facă fapte bune pe un kilometru? Ia, unde? La spital îs, ok, spital îs, chiar are nevoie la spital îs pentru că este paramedic. Oh my god, ce se întâmplă acolo? În fine, hai să ducem la spital îs pe Hellcat. Între timp, la următoarele interviuri helper leader pe care le-am dat, după cum vă spuneam și mai devreme, oamenii știau de ceea ce am întrebat eu, pentru că aparent vorba s-a dus pe server, aparent și colegii mei știau despre ceea ce am întrebat eu la interviu, întrebarea despre măsa, și ulterior s-a aflat pe server, în general, chiar s-a știut, adică eram foarte uimit în momentul în care mergeam la un interviu să-l dau helper sau leader și el îmi spunea, mă întrebi și pe mine cât de bună e mama sau ce calități văd eu la mama, că asta de fapt era întrebarea inițială. Și eu zic, ha, de unde știi? Zice, păi, să tot vorbește. Ok, s-a vorbit și în staff, s-a vorbit și între jucători. Bine, nu știu foarte mult, pentru că nu interesa pe foarte mult ce s-a discutat la interviu lider, dar probabil cele care, sau cei care l-au întrebat pe Platinum, adică liderul, care urma să fie lider de la mine pentru că a luat lider, bă, cum a fost la interviu, probabil el le-a spus ăsta, bă, știi ce m-a întrebat ăla, atât de prost este, sau, mă rog, ceva genul ăsta, nu cred că a zis așa, dar, în fine, ideea e că a fost o întrebare destul de proastă și am simțit nevoia să vă spun această mică poveste care era în creierul meu și pe care v-am amintit-o de mai multe ori pe filmare, însă v-am amintit-o destul de succint și n-am apucat să vă detaliez, să vă spun în ce context a fost treaba aia, cum a fost treaba aia și așa mai departe, însă așa a fost. Cei de m-am distrat foarte mult și cu ocazia să vă spun și despre interviurile lider, cum mă distram eu și cum le dădeam. Cei de m-am distrat foarte mult la interviuri helper și lider, am picat doar foarte grav, numai dacă se greșea foarte grav am picat respectivul candidat, atât la lider cât și la helper, pentru că întotdeauna m-am gândit, frate, e un joc virtual, deci dacă tipul poate are o mică scăpare pe moment de la emoții sau așa, dar în schimb știe să formuleze, știe să caute, sau, spre exemplu, mulți dintre colegii mei picau efectiv candidații pentru că nu știau răspunsul la o întrebare. De eu făceam altceva, zic, uite, acum cu mine de față pot să caut. Și ziceam, nu știu, când a fost deschisă comunitatea Bizonul, pe ce dată? Bineînțeles, nici eu nu știu acum să vă spun, cred că pe 1 septembrie 2008. Ok, dar unii jucători nu știu, cred. Unii, foarte mulți dintre jucători nu știu treaba asta sau nu au informația la îndemână. Decât să verific, nu știu, cu ce comandă punem accesoriile, pentru că asta era o comandă pe care foarte multă lume nu știa și era wear axe, sunglasses sau hat, multă lume nu știa și eu făceam altceva. Cum nu făceau colegii mei. Bine, unii dintre ei, pentru că nu știu despre toți cum dădeam interviurile, eu făceam în felul următor. Zic, ai timp 30 de secunde să-mi cauți care este comanda pentru a pune accesoriile. Sunt Swift pe cont, nu e Xanix.
Așa, și omul respectiv îmi găsea în 30 de secunde răspunsul la întrebarea pe care tocmai eu i-am pus-o. Bine, dacă erau întrebări foarte ușoare, nu lăsam să caute. Dar dacă era întrebări, nu știu, când a fost deschisă comunitatea B-Zone, nu lăsam să caute, să-mi dea răspunsul foarte repede, pentru că și helperii când răspund pe chat-ul de ajutor, la fel ei caută răspunsuri. bzone.ro/swift. Bun. Și ei caută răspunsuri de foarte multe ori neștiind răspunsurile, așa că și eu am preluat această chestie jucătorilor cu care dădeam interviu și astfel nu am picat foarte mulți. Am picat momentul în care nu știau nici măcar întrebările elementare, unde te duc, unde. Am picat momentul în care nu știau nici măcar întrebările esențiale, gen cum deschizi... Cum deschizi GPS-ul, unde, ce poți să cumpăr de la White Weapon Store sau ceva de genul ăsta. La fel, nu știau chestiile foarte elementare, n-aveam rost să mai intru în detalii cu ei și să-i lasă și caute anume, când ei habar n-aveau sau unii nu știau să exprime deloc, nu puteau să lege două cuvinte, se exprimau greu, nu mă înțelegeam cu ei, erau nepăsători la interviu. Unul zicea că pic nu mă interesează sau alte asemenea, vă dați seama că nu... Facem man e Swift pe cont, filmăm, după ne văd ăștia pe filmare că facem fraudare, după, așa, ca să nu se vadă, așa, bun, unde, cânână. Astfel eram unul dintre cei mai indulgenți, să spunem așa, admin, dar totodată verifica mai mult partea de comunicare a jucătorului, nu cât știe el de bine ceea ce a învățat pădăros pentru facultate, pentru școală, pentru nu știu ce. Nu asta verificam, ci verificam abilitatea lui de a căuta și a se uita prin informații și a da un răspuns într-un termen cât mai scurt. Ceea ce eu spun că a fost o evaluare cât se poate de bună și cât se poate de avantajoasă din perspectiva jucătorului respectiv. Și cei care au dat interviu cu mine, și cu siguranță sunt foarte mulți care au dat interviuri cu mine și încă se uită la mine în momentul de față, știți că evaluarea a fost cât se poate de drastică pe partea de comunicare. Și acum mă întreb dacă pe cineva interesează ceea ce am spus eu până acum, cred că vreo 11 minute din episod până în momentul de față. Dar dacă nu vă interesează ceea ce am spus, puteți foarte bine să închideți acest videoclip dacă nu vi se pare interesant ceea ce am spus până acum. Dar mie unul mi se pare interesant, pentru că am rememorat anumite amintiri de la Admin 4 și probabil o să vină întrebarea: Swift, nu ți-e dor de ceea ce făceai la Admin 4? Pot spune că e o oarecare hashtag nostalgie, cum îmi place mie să spun, însă nu este un dor puternic să zic, mamă, vreau neapărat admin, începând de mâine vreau din nou admin, dau pe mână pentru că vreau înapoi admin sau ceva genul ăsta, pentru că sunt conștient că nu am timp și că sunt alții mult mai activi, de ce nu ia damage, mult mai activi, care ar putea să ocupe postul respectiv de admin. Acum pe final de episod zic să încheiem așa militarește la paintball, hop, hop, hop. Hop, încă o dată, ăsta, M4, M... Băi, puteam să juc, o să mă omoare, mă, în halul ăsta, puteam să juc, o să mă omoare, frate. În fine, în momentul de față avem Deagle în mână și căutăm pe cineva să-l omorâm, nu, nici în partea aia. Aud gloanțele, dar nu știu de unde sunt. A, uite acolo, sus, nu, stai, uite, pe ăla din National Guard, opa, cum l-am luat, o să ziceți că am aim, dar n-am aim, nu, stai, și am murit. Frate, în rest, voi cum sunteți? Cum mai sunteți? Cum vă simțiți? Cum e cu școala? Eu am sesiunea de pe data de 18, adică de lunea viitoare, până pe data de 2 februarie, anume toată Universitatea București, în toate facultățile care se află la Universitatea București au sesiunea în 18-2 februarie, ce înseamnă sesiune pentru cei care nu sunteți la facultate sau nu cunoașteți, cu siguranță sunteți foarte mulți care nu cunoașteți, înseamnă o perioadă de, în cazul meu, 2 săptămâni, în care se dă examen, adică un fel de teză la toate materiile pe care le ai. Și eu am undeva la 7-8 materii, dacă nu mă înșel, sau la unele nu se dă acest examen și se echivalează nota finală cu un test pe care îl susții în timpul anului, gen se numește colocviu, de câte am înțeles eu. Eu n-am dat până acum vreun colocviu, doar un fel de compunere la engleză, dar zic că colocviu ar fi ceva mult mai mare din care să înveți, dar nu se numește examen, ci un test la materia respectivă. Dar în discuții de facultate o să avem timp să intrăm, sau o să aveți și voi timp să vedeți ce înseamnă facultate când o să fiți la facultate, dacă vă veți duce acolo, până vă veți duce acolo. Eu vă spun mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la episodul de astăzi și dacă v-a plăcut, și cu siguranță v-a plăcut, puteți apăsa butonul de like, căci mă motivează enorm și acum, după aproape 1000 de episoade, sunt foarte fericit când primesc orice like sau orice comentariu, pentru că știți foarte bine, îmi place foarte mult să vorbim, iar comunicarea între noi a fost foarte faină de fiecare dată. Oh, nu, 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 nu.
A fost foarte fain de fiecare dată și sper că așa să rămână și de aici încolo. Știu că v-am spus că o să vină videoclipul noi, tocmai este în pregătire un videoclip nou care va apărea sâmbătă, în weekend, adică gen pe 16, în 4 zile, da, cam așa, 16-17 ale lunii. Însă până atunci mai e, așa că aveți grijă de voi, până atunci stay close și ne vedem data aviatoare la un nou episod la fel de fain ca acest sau poate chiar mai fain. Stai să-l omor. Frate, cât ghinion. Hai, gata.